Domnul Poziției Primarului numărul 27 de 26 februarie anul 2016 se convoacă Consiliul Sătesc Costesc în ședință ordinară la data de 3 martie 2016. Pentru ședința de astăzi s-au înregistrat 20 de consilieri. Vă rog propuneri pentru a alege președintele ședinței, domnul Șandruschi. Vă propun că, având în vedere că astăzi avem în ordine de zi examinarea prescripției care au fost de inspecția financiară, să fie președinte ales, președinte Comisiei de Buget și Finanță, doamna Parasolă. Deoarece, de când e mandatul ăsta s-a început, fiecare ședință, toată vremea conduce și are un om care o propune domnul Andrei. Nu a făcut o ședință, ca să nu și ieși așa cum. Eu propun și domnul Ioan Nașor. Alte propuneri mai sunt? Dacă nu sunt alte propuneri, vă rog să punem la vot propunerea domnului Șandrovski de a alege președintele ședinței de astăzi cu doamna Bibon Parascovia. 13, da? De azi, înainte, nu mai pun întrebarea asta. Deodată dați cuvântul lui domnul Andrei și cine-l numit, însemnați-l acolo și el. 13, împotrivă? Nu ești împotrivă. 3, 4, 5, 5 împotrivă. Și abține? 2. Deci, conform rezultatelor votării, președintele ședinței de astăzi, doamna Bibon Parascovia, domnul Parascovia, deci, propui de data viitoare să nu mai fiți pionat. Nu mai pun, nu mai propun nimic, doar de azi înainte nu atunci. Tu ești propui pionat. Eu, de exemplu, data trecută, deci nu m-am sculat. Nu te-ai sculat, dar ești că cu doamna Iuliană. Ești mai e dată jos. Dar tu știi ce am făcut eu. Avem din casa, nu faci steapul din... Hai, din casa care... Hai, doamnă, și ședință și Patru ani de zile am văzut că aici a fost 40 de mâini. Înainte de a începe ședința, rugăm să... Mulțumesc frumos! Stimați colegi, cred că aveți fiecare ordinea de zi a ședinței și rugămintea mea este ca să nu dăm noi citire totală, limitez, adică dacă aveți ceva adăugiri, ceva care nu este în ordinea de zi, vă rog să vă expuneți. Capaz. Să le primim ca bază. Ordinea de zi o primim ca bază, da? Cine este pentru aceea ca ordinea de zi care este stipulată în... În ședința de astăzi? Care ordine de zi? La mine, în ordine de zi, 16 întrebări, nu 20. 16. 16. Păi este noi votăm de 6 puncte. Da, da. Dar sunt niște puncte. Eu ați votează. Cine este pentru aceste 16 puncte care reieșim din ședința de astăzi? Rugăm să votați. Unanim. După câte au lăsat. Împotrivă nu este nimeni, da? Adăugiri. Completări. Cine are? Domnul Isaac. Să adăugăm un punct. În urmă, trecută am vorbit despre Andrei, adică să ascultăm despre activitatea companiei RAI TV, care noi activează televizorul de Costești. Au mărit pe rând 50%. Prestează niște servicii foarte clasă de calitate. Sunt două săptămâni de fapt
trebuie că multe zone a satului nu avem imagine, în genere nu s-a dat nimic. Și nu vine întreabă, și să întreb un lucru ăsta. Vreau să ascultăm dacă este, să invităm și noi vreau să invităm directorul și companii, să ne rog în coasă și să ne zic. Dar el nu este? Este, da? Este. Там кажется, а что вы предъявите Андреем, ну, от информации, от информации. Дом Андрей. Eu propun că, având în vedere că noi am luat o decizie ca să fie făcute tăierile la domnul Turcan Tudor și având în vedere că la dânsul mai are vreo 12 stieri de lemn de dat la oameni, dar s-a terminat porțiunea de tăieri, mai propun ca să-i mai permitem, domnul Ionar, să ne facă un pachet de 1 hectar, ca să ne permitem stai ca să finalizeze toate cererile care sunt, ca asta să rămâne iar. Să rămâne toate bonurile care sunt plătite, da? Da. Cu privire la... Cum domnul... La care cererile? Din consilier. De aceea... Sau un consilier. De aceea vă rog să completăm ordinea de zi pe zona materialului care l-ați primit dumneavoastră. Este vorba despre instituirea Comisiei pentru privatizarea încăperilor nelocuibile și a regulamentului respectiv la comisie astea. Și într-un contropoare, într-un moment, avem aprobarea planului de asigurare a durabilității proiectului. Este o condiție a proiectului casei de ambalare de a aproba planul de asigurare a durabilității. Și de aceea el este anexat. Domnul, ce-l mai dau unui plan, propriu zis, să-l aveți mai? Am pus-o fiecare plan, da, dar nimeni le dați. Aceste două momente, referitor la RAI TV, eu propun la început ședinței, fiindcă este domnul director, să ascultăm informații. Nu e chestie de ordine de zi de acolo, dar la început ședinței, domnul director. Mulțumesc. Domnul Sfânt. Da, eu am întrebare cu tot făcut și mai înainte, cu vitelul mai este lăsat de făcut ceva, a doua oară nu avem ori în gările până la 20 ani. S-a întâmplat accident aici la Nebu, să spunem, la magazinul ăsta. Făcut ceva de instalat și de și mie, pot spus pe nefizul ăsta. Da. Deci la capitolul ăsta, sunt consilier, vreau să vă spun că la supraveghere video avem 3 proiecte deja depuse, pentru ca să putem obține această supraveghere video foarte necesară. Referitor la denivelări, sunt argumente pro și contra, dar nu o să discutăm, pentru că el, acest moment trebuie să fie coordonat cu Inspectoratul General de Poliție și ei au putea să ne aprobe, numai dacă putem într-o ședință să discutăm cu dumneavoastră, pentru că tot de la dumneavoastră șoferi vine propunerea că dacă instalăm și vorțilim, să zic, asfaltul, el se deteriorează. Voi propuneți, dar într-o ședință în parte discutăm. Mulțumesc! Asfaltul? Da. Păi cum este, mă lec? Ce se face? Deși iar vă zicem că el se deteriorează. Ce se face? Zăi, mă lec, mă lec, mă lec, mă lec. De-a mă tot erau la vizită. Stemați consilieri, referitor la capitolul parțeneriilor cetățenilor sau în Căstești, eu am mai propus-o dat și propun încă o dat ca să fie toată lista la care cetățenii s-o dat, să fie transparentă, pusă și panou. Chiar. Lista la cetățenii care au primit lemnul. Da, știu. Pentru că eu vreau să spun că dacă facem o revizie acum, care cetățenii au primit anul trecut, lemnul tot așiași și am lista. Sunt o grupă de oameni care nici n-au urmă, nu întreabă câteodată. Băi, am înțeles să dau lemnul la voi tot, bătrânei, tot voi și aplor. Și ei s-o leac mai timid, o leac mai rușunos și nu vin. Dar aceiași care au luat primul an, eu la tăierea primă, eu și la doua, eu și la treia. Adică lista asta să fie strictă, doamna comandantă, să fie o listă strictă, transparentă, să vadă aici care au primit lemnul acum. La următorul raz, nu s-a ajuns 700 de la pensionier. La următorul raz, dar nu același. Nu iar vin aceiași până tot numai la un grup și la un grup. Adică ai făcut o transparență și bine, dacă se poate la următoarea ședință, de dat chiar o mică revizie așa, cam care cetățenii au primit acum și au primit și anul trecut o nu. Deci noi dăm hapote. Vină doamna primată, ne-a plăit, doamna n-are potroșul, îi scănește. Dar nu are și o listă transparentă. Bine, care primit care. Mulțumesc. După ce terminăm, vă oferim informația, da. Domnul Ivanoș. Eu propun două proiecte de decizii despre noi. Cu privire la reglementarea termenului de personal în
liberă statul Costeș. Și a doua, privind la cimitire. Propun ca subiectul numărul 2 să fie schimbat cu subiectul numărul 16. Nu? De ce? Pentru că o să iei foarte, foarte mult. Nu știu să vin să le... Eu vreau să strâng. Eu vreau să strâng. Reglamentarea comandătorului nostru Pășunatului. Da? Pășunatului, da? Și până acum, la cimitirii. Privire la cimitirii, de ce? Mă să lămuresc. O parcă de întrebări, la ce nu se cimitirii care a stat? Mă lămuresc. Da, nu se ne arenă. Da, nu se ne arenă. În arenă se ne cumva și mulți acuraj. Da, da, bine. Dacă aveți proiectul de decizie și aveți ce ne propune, cum are data? Altceva? Mai sunt întrebări sau adăugări? Doamna Andrei, cu tăiere pe doar. Eu unde cu oameni care plătiți trebuie de dat, dar trebuie să-i vedeți că la anii viitor, poate că trai 20 oameni nu trebuie un hectar, poate jumătate de hectar. Nu văd că trebuie de tăiat atât, dacă trebuie să îndrăzi de terminat tăiatul. Bun, noi îi dăm informații și domnul Ionaș, că este teren acolo. Și mai că consilierii... Nu, deși îi zic eu că am face autorizare, dar trebuie să facem fapt, da. Adăugirile deja că au expirat. Dați-i dăm, dar atunci, ca ne dă o notă informație. Să vot. Dați-i întâlnim, poate. Să vot, poate. 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 Cine este pentru ordinea de zi cu adăugiri, modificări care mai sunt, pe care s-au expus, rugăm să vă facem. Deci, împotrivă? Abținut? Stimați consilieri, atunci dăm voie domnului de la RAIS TV să ne dea o notă explicativă, informativă. Da, domnule ministru. Inginerul companiei, sunt un director, dar vreau să vă ascult ce s-a întâmplat. La dumneavoastră, ce s-a întâmplat când ați ridicat taxa domnului? Nu s-a întâmplat nimic. Serviciile de centri de voi, 50% minor. Adică, care vă spune, arasiet că dispar în decursul. Calitatea a fost să o dată și pentru totdeauna. Echipament se defectează, îs cabluri, chiar ieri. Vă dau un simplu exemplu, dacă doriți, o schemă doriți să arate în deal la școală, un specialist, pot să-l numesc, a băgat un cui în cablu și să unească cablul ăsta la televizor. Pentru asta 3 zile, că e totuși dificil să găsești un cablu în 2 km, o țântă în 2 km de cablu. 3 zile lumea a stat acolo fără televiziune. Noi ne cerem scuze pentru așa situație și asta. Am scos-o la cablu, dar vreau să nu știu, chiar oamenii care mult nu știu, contractele și le-ați pierdut. N-am un telefon de contact, avem 3-5 numere de telefon care pot să contacteze băieți în sat aici, oricând. Vin, verifică și rezolv. Nu știu dacă a fost caz când, poate nu știu, e duminica sau, nu știu, sara, arată rău, arată rău. Păi, președinte Islam, de ce vă spun? Dumneavoastră personal, la telefonat să le spuneți. În contract sunt numere de telefon. Eu nu pot știu cum e la dvs. Acasă ce se întâmplă. Când era glouă, era mai bine. Da, dar eu nu-l prunțea, ce știu să-l făie? Poftim? Cine e Tudor și Emil. Emil și Tudor. Doi băieți de sânge. Băi, eu să înțeleg, ei nu ne știu telefonic cu contract sau oră. Nu s-a plătit telefonul. La noi este manager și este numărul meu și numărul din contabilitate. Când scrieți dumneavoastră televiziunea acolo, că stimați, abonați, plătiți, că dacă acolo sunt numărul telefon. Păi de acolo puneți numărul telefon, da? Este numărul telefon. Și nu e o problemă dacă e... Dar motivul că s-o spun chip 50%? Vă explic de ce s-o spun chip. Da. Tariful, noi, bine, nu știu, sunteți la curent cu ce se face în țară, la Maiana și astea. N-am vrut, cestiți-vă, dar nu putem să lucrăm chiar în... Tariful de 36 de lei a fost de 2007 stabilit, că erau 24 pe canal. Acum sunt 40,
Nu știu, poate cu ajutorul Domnului și niște credite de la asta, mai implementăm și televiziunea digitală anul ăsta și asta, dar nu putem, sunt 40 cursuri voluntare, cheltuieli, echipament. Noi canalele le plătim, le chităm o valută în afară toate. Echipamentul care nu cumpără nu. Dar populația poate când telefon. Bineînțeles că sunt chestii astea, dar populația poate face chestii astea. Păi da, mă, dar nu înțelegi, noi nu suntem un serviciu, de exemplu, energie electrică sau gazul, care, nu știu... E că energie este primul. Da, dar ce se stătește? Ortorul, poate, de mă. La minimum, retenția sau salariu 50%, dar dumneavoastră chiar din primele zile când au stat dolarul alea, că în tot jos, când era izmărtul și ala zi, trebuie la 50%, înțeleg, 10, 20, 30, dar știți populația ta și moldovanul, ta și lasca și mea, dar nu-i chiar așa, credeți-mă. De acord, dar nu știu. Vă spun că la piesa ta la așa și mai ieși. Băi, prin de ce? Haideți să întrebăm colegii, nu știu, mesaje de vecini, să o zicem. Băi, știu, din 2008 ani de zile, tariful nu a fost mărit. Ne-a străduit să acoperim în fel și timp. Abonați unele astea. De atunci, adică dacă se mări cu 10, cu 20, nu poți până aici să ajungem. Dar faceți spune nici canale aveți. 5.000 de lei. Nu cred. Domnul inginer, am și o întrebare dumneavoastră. Eu cred că mai mult n-ați putut înțelege. Eu cred că la viitoarea ședință, când aveți dumneavoastră, veniți cu un diviz de cheltuieli și să arătați și ați putut 36 și vă mulțumim dat 72, dar care sunt câți abonați aveți de tehnologie? Adică cât plătiți la canalele să schimb, chiar la mine nu vreți să schimb. Aveți un cauze. Aici vă spuneați, spuneți, dolar, euro, solicați, nu sclav, noi n-ați mai înțeleg. Ați zis un diviz, câți abonați aveți? Care sunt cheltuieli plătiți fiecare canal? Și vă operatori mai aveți acum plătiți? Și chiar sunt ieri, câte alianțe și mai aveți? Nu te vezi cu copii, dar nu știu de ieri. Nu puteți scădeți, poate să aveți 50 de lei de ridicare, nu 72. Dar nu 54%. Dar doar la canale, eu vă spun ce stic eu, și de așa vii eu voi, îți privesc astea canale, nu știu, nu privesc voi, ca lume, la mine de tărată, eu n-am probleme la arăt, totodată mai dispare acolo, național, geografic, care eu îmi pierd fără. Dar așa, mai știți, piața e oameni buni, mai vreau internet, nu știu ce să mai vorbim. Desprime-vă pe care nu am avut. Eu vreau să spun că eu acasă am telecom. 80 de lei fiecare televizor. Două televizoare. Trei televizoare, ai 240 abonamentul. Și aștept să treacă 2 ani. Da, pe internet, pe telefon. Nu, televiziune, nu. 80 de lei. 80 de lei. Contractul întâi a Mihai când au făcut. Eu aștept să termini contractul, nu pot desface. Pentru că strâng că e mai ieftin la Rai TV și eu când aveam mai înainte, erau de calitate serviciile. Mă rog, ar fi bine să fiu cu majoritatea dintre voi care sunt, ca să văd și calitatea. Acolo e mai scump, cu siguranță e mai scump, pentru că am făcut diferență. Era, atunci păgeam 36 la 3 televizoare. Acum la 2, numai pentru că telefonul e scump. Dar este calitate. Acolo e calitate. Deci, nu zic. Și cât e? Nu știu, multe. Că faci o cavață de programare. Că nu la 2-3 că m-am făcut, dar știi și gata. Deci, adică vreau să spun că e mai scump la întreprindere de Star Telecom. Și aici cetățenii stau cu vor să conectează, să spun că nu se conectează. Nu știu dacă tariful să vreți să-i aprobat în Consiliu. Pentru că este un tarif, este un serviciu public, televiziunea, poate ca și apa, ca și canalizarea, poate trebuie să o discutăm să vedem. Pentru că după asta, exact ca și la canalizare, cetățenii închei contract de nevoie. Cine dorește? Vedem. Doar internet a făcut pachete de la 90 de lei. Deci, pe nou, noi ne potrivim ieși. Dar unde ați făcut? Nu știu să vă spuneți internet? Da. Da, și regiuni. Și regiuni. Nu avem ați mai știut de tot satul, dar publicarul îmi iau la școală, acolo, la... Dar câți abonați aveți? Nu pot să vă dau ajutate acum.
Dar dumneavoastră, dacă ați trec la revizionare digitală, vă permite ei utilar, da, cablul de astea, da? Pentru că acum este, într-adevăr, mai combinabil din telecom să fie până la internet, nu sunt televiziuni, le arată în toate canale, digital, ai o calitate normală, și care este la RTV, eu sunt. Dacă ați face asta, să nu fie săptămână. Nu, o să facem televiziunea digitală, nu la moment. Este norm legal, pentru că suntem obligați să o facem. Este norm legal, în care Moldova e obligat să treacă la televiziune. Încă o întrebare, care-i ponderea canalelor pro-România și pro-Rusie? Ponderea că e foarte, de cază prea mare. Spune, nu, nu e, că e că nu. Cred că e mai mult jumătate. Inclusiv canalul național. Nu mă duc în ceva până de lucru. Trebuie să da. Păi da, poți... Ai care șansa de a fi 80-20? Eu îți... Conform în... Părerea personală, eu aș pune 100%. Iată, de exemplu, canalul... Hai să vorbim canalul Național Geografic, care s-a luat cu ăsta. El e tradus numai de rușă, limba rusă. E foarte eu versiunea românească, cu titre și în engleză. Cine o să uită? Electronic care nici nu traduce tot până la capăt. Adică o să-mi iei din greșeli. Și atât și știți. Din rusă și transcris în română, corect? Nu, nu mă înțeleg corect. Da, dar nu mă înțeleg corect. Asta de-a mâine nu fac eu traducere, fac ei. Fac pe canalul, nu fac și mă. Da. Rușorul acrile când internetul a urmit. Sper că aș luge oameni ăsta, că sunt... Vă spun cine. Primul rând, Prime, canal 2, canal 3, Publica, îi cer să fie primele, primele 4 butoane. Îi cer ei, iau și stângul și cred. Dar jurnal de viu, chiar vreau și am pus primul, că ăștia cer, dar aceia chiar și nu a chitat echipamentul și unică echipamentul lor și ăsta. Este de business, de fapt, da. Nu, e clară situația. Noi, telefonul 36 de lei și calitatea din asta. Da, nu. Este calitate și ieftin. Este calitate și ieftin. Este ieftin. Este ieftin. Cine a spus că asta? A 54 de lei, nu uitați pe 20% la stat. Ăștia nu-ți bani, nu știu. Din 54 noi toți plătim taxe, dar nu 50%. Instruiți capul, vă rog. Nu luați 3, 45, dar nu 50%. Vă vă explic nici 50%, că timp de 8 ani de zile nu s-a făcut nicio modificare. Păi bine, salariul tot nu arătică 8 ani de zile nimic, dar nu arătică 50%. Dar ce poți așa de aștept și 8 ani de zile 50%? Trăim acum mai bine. Dacă facem, de exemplu, prin 2010, o modificare cu 10%, era bine. Tot așa. Omul nu se înțelea, adică trecerea asta așa de înaltă. Prav, bine. Dacă armonieță, nu știu de-aia, copilă, dar nu e o problemă. Păi nu e o problemă, nu, serviciul nostru, nu e o creator pentru mine. Da. Omul cu care își permite, dar nici lucrăm, nu știu, nu suntem, până la urmă facem business, o facem și ne facem. E clar. Dar nu e caritate, nu e că ne facem. E clar situația. Mi-a echitarea la timp, dumneavoastră cum o... Asta eu dăm să simte conectația asta, mai greu. E un exemplu de televiziunea noastră, că te-ai spus acum. Eu n-am să-l trăiesc. Dar sfârșit, dar nu știu cum să fie. Dau o întrebare dacă... Uite, vă dau un exemplu simplu. Dumneavoastră vreți să soluționăm problemele tehnice. Dumneavoastră nu știți noastră la cât 3 ani zile și nu știți cum să fie. El nu este. Nu, 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 nu este numai ține mi se pare că ții de ei și ceva de fiecare pe om. Nu mai ține că... Și apoi zici că trebuie să conchidă lui Mira. Nu, pe noastră... Ești bani... Trângi bani pe stângi pe noastră, da. Dar nu poți să te bani pe dacă nu este nimic. Nu mai sunt întrebări pe atât de economic, înseamnă că... Mulțumim, domnule, nu am scris să fac o nu de biserică. Strada Mihai Eminescu, vizea la Hansenburg. Vizea pe Vizea.
Stimați consilier, trecem la ordinea de zi, care este... Aprobat. Proiectul 0201, adică că primul, aprobarea rezultatelor concursului pentru angajarea în funcția publică temporar vacantă. Fiecare de în față, adică că vă uitați proiectul de decizie. Păi, dar la mâine există cine e vorba și... Eu cred că în privința asta ne poate da informații doamna primar. Deci a avut loc ședința comisiei de concurs, în urma căreia doamna Rodina. Dacă aveți ceva întrebări, că la comisia de finanță și guvern, doamna contabilă, jumătate de oră, Comisia de Finanță și Buget au terorizat-o, la care mi-au dat toate răspunsurile, adică care mai buni, care mai sunt buni, adică întrebările care le aveți ca pentru să răspundă doamna contabilă. Noi la Comisia de Finanță vă spunem că am terorizat-o la care am cerut. Ce spune comisia, șefa comisiei? Șefa comisiei astăzi dă o lecut în finală. Ceea ce noi ne vedem, adică... Să și votăm, da? Da. Nu-i vorba de votat, e vorba de cum discutați, întrebările care le aveți pe marginea actului. Sunt multe și sunt chiar și anevoioase și chiar voi spune că și dureroase, cred că pentru tot statul. Asta ar fi o lecție a specialiștilor din primărie, sper eu, la care nu doar mai e comisia asemenea erori. Dacă aveți ceva întrebări pe marginea actului, eu vă spun că eu toate întrebările care le țin, se spun în prescripție, atât și actul pe 65 de pagini, cred că... Întrebări, dacă aveți câte doamna contabilă. Dacă spui bani, eu fost clar și în comisia de finanță și buget, că noi... Domnul având în vedere Crișănii aici, și este și el în actul ăsta, eu aș vrea să știu, vă știu contabilă este, da? Aș vrea să știu, Sănia, 5.000 de lei cheltuieli exprimate din depășire de către pădurarea anumite de utilizare a combustibilului. Dumneavoastră vă fac combustibil de la primărie 5.000 de lei mai mult decât vă scuvine. Și noi ați avut și el salariu. E așa să mă uit cu ce ocazie. Pădurarul și cum ai putut să duci mai mult combustibil decât vă scuvine. Păi, dar voi că aici ai scris, 5.000 de lei mai mult toi luat, pădurarul. Cum ai putut tu și tu ai luat, ce ai scris, nu vă spun. Deci mie e rar în omul, da? Și încă m-am mai interesat, doamna contabilă, eu v-am rugat foarte frumos să aduceți lista aici, să vedem. A cui sunt telefoanele astea? Telefonul 151-30, 2300 lei. Telefonul Samsung Galaxy 10800 lei. Telefonul Samsung GZ 4000 lei. Telefonul Samsung 45000 lei. Telefonul Samsung Galaxy 2700 lei. Stabilizator RSVK în sumă de 3200 lei. Calculatorul POE de 14200 lei. Și sumele nu mă interesează, pentru că mie 735.000 de lei pentru camnii. Poartă de fier. Iar eu v-am spus că ai studiat și nimic. Cum i-au trebuit la primărie scumpere telefoane de așa scumpere de bani? Este deputat și deputat pe primărie de Gheța Matreanu, domnul viceprimar Moisei, care el nimășit vor ridica documentul și cât poate să vă dăie lămurire la așa. Sunt toate materialele la moment de altă dupătăță. Moisei nu, Moisei. De patrimoniu anumit a primării urmă pe materiale a primării. Eu aș vrea dacă văd că trebuie, parcă nu am văzut așa mari sau mergem fiecare... Mergem, 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 merg
Adică ar fi de dorit ca prescripția ta să fie care sumă în parte să... Păi, dar care e suma totală pe judiciul primăriei? Iată, eu vă citesc. Suma totală, totală. Nu, nu, nu are rost să știe toată. Da, nu, 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 revin, nu, 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 iată, inspecția financiară, și cere inspecția financiară. De a examina material inspectării la ședința Consiliului Local, de întreprins măsurile de rigoare pentru înlăturarea călcărilor, încălzarea și cheltuieli nelegitime în sumă de 702,8 lei. Dacă poate fi fiecare parte să o explice doamna contabilă. Venitul e diminuat de 36.800. Datoriilor pentru arienda terenurilor și locațiunea spațiilor, conform contractelor încheiate, în sume de 153.300. Domnul Șesvin Andrei. Venitul ratace, în sumă de 335.307.000 lei. Lipsa bunurilor materiale și a mijloacelor vădesc în sumă de 242.000. Adică, dacă este, toate acestea sunt așa parțiale, adică sunt spus aici, dacă doamna contabilă... Deci, suma totală, cât e total? Dumneavoastră sunt calculate, așa, nu? Nu, nu-i calculat, e calculat fiecare poziție în bani. 7 milioane, doamna primară a spus că a furat 7 milioane de primărie. Suma asta, ajuns la 7 milioane. Nu, e vorba dacă e spus așa, de 7 milioane și este și corect, domnul Oliet. Uitați-vă în urmarea nerespectării cadrului legislativ, la pagina 5, dacă dumneavoastră aveți în proces prescripția, cadrul legislativ, depășind atribuțiile legale a executorilor de buget, primarul, și primarul interimar au admis efectuarea cheltuielilor bugetare cu depășirea alocațiilor aprobate în sumă de 4 milioane. Adică să știți că chiar 7 milioane, doamna contabilă, v-a spus corect, 7 milioane care se numără total. Datorii. Nu că datorii, dar ca lipsă de buget. Iată, așa ar fi. Adică, spuneți, dacă aici sunt 4.000 și 4, 4 milioane și 4 întregi, păi 7 milioane... Păi să înțelegem cu domnul, fostul domnul primar, o spuneți în primărie 7 milioane de lei, da? Adică, eu luat, așa, spuneți, nu le-o luat că dumneavoastră e în buzunar. Citiți mai departe, dacă e vorba... Eu am citit-o toată, da? De exemplu, dacă nu s-a fost pe drumul lui Andrei Șandruovski, și tot s-a făcut, păi tot s-a făcut după aia. Păi esență, dacă dumneavoastră vă uitați așa dintr-un punct de vedere, nu numai de a, pe cineva de a pune în situație proască sau invers, în situație prea bună, păi nu știu eu dacă nu se vede. Aici este specificat... Eu v-am înțeles, eu am citit. Sunt drumurile care aici, când umblăm în loc, și numai tărbele erau așa atunci. Dar sunt în unele menini, chiar este spălare de bani. Chiar este. Dacă citiți cu atenție, nu știu să vinovățim anume toți care sunt și care... Doamne, dați voi să mai dați voi la consilier. Da. Vreau să vă un cap clar, liniștit, nu-i nervem, dar e ca așa o fraudă foarte mare care o consideră. Să tineți. Pagina 6, din ultima linie. Nu cum aș înțelege din locat. Păi nu cum aș face trebuie din numirea lor. Dar dacă nu e cantinier, nu știm care. De la brigada 10-a, continuă la stânga, mergem în jos, prin timpul ei, încolo în jos, și așa mai departe. Lungimea străzi din locul nostru. Poate fi în jurul la 1.000-1.200. Dar întotdeauna și scrie în apă. În evidență, contabilul lucrării de reconstruire a străzii dintre cantinier au fost înregistrate în luna decembrie 2014. Conform facturii fiscale, nu știți, nu că sunt față, procesul verbal de recepție a lucrărilor executate, privind repararea drumurilor împietrite, pe o mulțime de 1760 de metri, mai departe, în lățimea 6 metri. Oameni buni, mai mult le-ai făcut drumul exact în betonat, mai la de 3,20-3,40 nu a fost. Așa, 6 metri le trebuie, începuși din mare drum, e ca un traseu național. Așa, varianta albă, fără de către SRL Litarcom, primar să trecosește, lăsat de tehnic, aveți în față și reprezentantul secției construcției și drumurile anului Oveni cu valoarea lucrărilor în 4.000 de lei. Vă rog frumos, vreau să știți că acolo s-au dus 3 mașini de pietriș, sau 4, și atât.
Să mă duc pe tine și pentru 3 zile, noi știm. Materiale, du-te la magazin, du-te, de unde transport să iei, el n-are transport să aducă ciment, să aducă mesât, du-te pe aici cu mașina așa, du-te domnul cu mașina ta, lasă-mă, eu n-am cerut bani pentru asta, dar la urmă mi-a dat 20 de litri de motorină pentru loc de bani și aia. Și încălcare aici este, nu încălcare, aici nu-i speculat, e tot tot scrie acolo. Asta e o pildă, e o pildă, așa să procedați cu domnul Simeon. S-a dus motorină așa, benzină, altă parte, tot pentru lucrurile necesitățile satului. Dar le-au scris unde să le scrie. După primarul mai face să mai scrie, chiar are limita lui. După vici tot așa. Le-au scris după dâns, băi, după cine. După o grădiniță, după alta. Iată aici s-au prânit la noi lucrările astea. Și de și de drumuri. Dă să luăm noi fiecare ciudoncă care s-a adus doar este cu documente. Noi se vedem. Corespunde drumul ăsta, materiale care ești cu documentele care s-au adus, facturile care s-au adus materialele astea. Nu știu, care s-au adus sub eu pe asta. Eu poate nu s-au pus acolo, pot să scris 4 metri, dar 2 metri s-au luat de acolo sub să nu spart. Dar doar știți singur că ați votat pentru asta. Nu știu că are totul lișeresc. Nu trebuie să spune că dacă nu scris 4 metri, dar de ce nu e neapărat. Ei s-au dus pe altul scris 2 metri. Și nu mă lăsa două mașini, nu mă lăsa de farsa, să farsa, poate să mă lăsa de chemați consilieri. Care are întrebări, domnul frumos, este doamna contabil, adică poate mai explic ceva. Domnul Turcan. Referitor la punctul Petreșcu, strada asta la Brigada 10, eu am primit personal sub semnătura mea toate facturile și Petreșcu, care le-am dus de la Valea Trecot până la Corpostrat în Vale. Acolo omul care vine aici cu o mașină, ca prima mașină, când a zis că a dat mai la bani, s-a ligat o parte mașină. Era mașină de azi, de 28 de ori. Și am, eu personal am primit acolo 7 mașini de 28 de ori. De la Trecot până în Corpostrat. Că pricina că nu s-a pus la Brigada 10 în stânga, dar s-a pus în dreapta aceea stradă. Că eu am fost la propunere primarul asta e una, dar oamenii și ei au trebuit să pune unul aici la primărie, nu că eu ieși de o ofertă de aceea, dar pot de bani. Acolo eu personal am primit ce vreau, că dacă aveți semnătura mie și cei factori. Și am și a treilea intenția la mine. Eu vă spun că eu asta... Și e strada Matiev și atunci... Și acum doamna primară să facă un drum și a plouă iar, și fix așa și trebuie să mergem tot timpul să ne... Domnul Păvălache. Stimați colegi, cum a spus domnul Mihai Sava, dar vrem să nu să fie construcție pe toată rolul la acest patrimoniu, dar eu vreau să spun că și să spun că aici sunt un foarte bun, orice om care vine la un funcție nouă, are drept de face o revizie, eu m-am auzit în calitatea mă, în domeniul în care vreau să activeze. Și eu vreau să spun că n-am citit, nu că n-am citit, dar chiar am să citească. Mie mi-e rușine că am activat în, și mi-e rușine la toți consilierii care am activat în Consiliul trecut. Noi trebuie să concretizăm și știm că Consiliul este un legislativ, adică un domeniu legislativ. Parlamentul poate este un organ. Aici, mai departe, primăria execută.
Uitați-vă tot ce scris aici, că sunt călcat, actul acesta sunt călcat, să lua banul public și să lua cum dorești, cum dorești, în călcare, direcție, în ultimul moment, că rău a făcut copul stradul lui, a făcut bine a făcut, dar sunt călcat legislația, adică te trebuie să treacă cum decizi. Dar cu liter mare, noi hai amână cu omul decizii și mâine doamna primar face cum îți vine în cap. El trebuie să execute și face Consiliul. Și vă spun, mie rușine. Și nici nu merităm să facem în Consiliul ăsta, că noi n-am putut controla și activa și am pus și control și să facem întâlnăria asta în momente de astea. E vorba de asta. Noi am pus 3 lei la un om și ne-i rușine să luăm, dar aici cu mii de sute de mii de lei s-au umblat bani așa, stânga și dreapta, văd cum fac viitoare viață, fac și chem aici, țăr și țăr de bine, n-am venit întrebări, dar mie mi s-au făcut rău foarte bine aici. Revenitor la tema asta, vreau să spun, așa că eu chiar am văzut, eu nu știu aici, cine-i vinovat, doamna contabilă să-mi spune, era demis viceprimarul din funcție. E scălitor, e sute de mii de lei, luați motorină, benzină, să ducem în concediu, să ducem să aproape eu că l-ați duce acasă. Asta-i părta că oameni buni și răcumbrați după cu cușmă de șampion că s-au pus acolo, nu s-au pus acolo. S-au pus, bine s-au pus. Uitați-vă și călcării au fost acolo. Și eu vreau să vă spun, nici din cine au greșit, au greșit Vasile Păvărache, au greșit domnul Bivol, să fie tras la răspundere cu orice caz ăsta, ca să nu te accepta cu cărvieta. Eu am găsit o greșeală pe mine. Eu așa, cum spune Vesovții, vor doar în țineți de mine. Am făcut greșeală, eu nu mă duc. Eu am spus aici de cetățeni că să apăr banul public a omului și de întrebările. Dar noi facem aici bătac și ne spunem aici și facem probleme de o cușmă de chiar unde a pus. Și chiar așa tot s-a pus politic și electoral atunci. Când mulți din lui s-au văzut de chiar așa, bun era aia, nu o să punem acolo, nu e al lucru, nu punem acolo. Băi, știți prea bine cum a fost lucrul ăsta. Și s-au dus după aceea, domnule, două plus și au spălat și cele amă și ea, și au dus șele acolo la prința voastră și vină pe acolo pus. Păi dacă noi am vorbit vreodată, dacă facem o porțiune în drum, dați să o facem capital, ca știu că am scăpat. Dar așa nu pun o bucățică acolo, o bucățică acolo și facem nimic. Eu urmă tot până o spate, mă duc pe cămatul și scoate în soțe până mă altă parte. Să ne întorcă spălat banii. Nu, băi, eu vreau să spun la banii. Băi, eu vreau să-ți răspund la întrebarea asta. Când doamna, domnul primar, are dreptul până la 100 de mii, da, aveți dreptul. Să faceți mișcări, ca telefoane, eu nu spun dumneavoastră. Fără decizii de Consiliu, este așa ceva? Nu are. Nu e așa ceva. Nu e așa ceva, da? Păi bine, dar nu știam noi că noi nu avem dreptul, știu că nu avem dreptul, dar de ce la contabil ceva și nu mai spune de ce nebunire de ce mai ceva. Și asta e foarte bine ce o fac cu de academ și cum? Ia că sunt bine ce ați face, mă crezi că n-ați fac, ca și cu Lianu, eu vreau să văd acum atent. Și apoi eu pot să fac greșeli, eu nu zic să fac, dar să fac. Da, nu o să nu-și fac. Ați-o făcut? Da. Cu Lianu, să faci mai. Ați plăcut la Partid Democrat. Vă o să fie rușine, vă spun ce zic. Noi n-am aflat. Ați venit televiziune atunci pentru un curioar. Dintr-un culioar și dintr-o două soate de pământ, într-o lui pe acolo care e doamnă, dar aici e vorba de furt de milioane, de milioane, de vorba de furt. Și voi vreți să mă apărat, ce vreți să apărat, mă? Apărat, vreau că trebuie să ați vrei la fiecare cetățean lăsat după mine și doar după Partidul Democrat și sunt bani, dar vreți să mă apărat. Ia că nu mi-a dușit publica, a dușit Flaviu și a lăsat și prostii să facă. Și doar să-l spui la tine, primă. Da, lasă la mine, mâine sau și la mine. Și la mine. Vă vorbesc de una de altă, de oameni, și să beau pe cine au dus la tine în groapă și i-a făcut. Este mai scoate de mie. Dar vă dăm mai mari și sunt mult mai mari. Dar e groapă. Dar e groapă. La școală sunt spre voi. Păi noi am luat. Nici nu ne-am luat nică. Tot politic. Un nou an de zile nu ne-am luat nică. Doamne Vasile. Cum adică copiii nu ne fac de astea? Păi dar și eu. Dar știu, eu știu că eu sunt amenințat. De-am zis eu aștept că nu mă amenință. Vreau să spun una. Dar te întreb, Dumnezeu, cât amenință la fătă? Luăm pe dumneavoastră, luăm pe mie și am bătea la Olga Strop din Mahala. Am lucrat 40 de ani, dar noi sunt la pensie și sunt la cea. Ce ești dumneavoastră din fermă? Ce ești dumneavoastră? Ce ești dumneavoastră? Ce ești dumneavoastră? Un țar, cum ne înțelegi, că ești fermă. Ne mai spune că ești fermă. Ne-am văzut că ești fermă, ne-am fost, eu nu ești fermă, nu ești fermă. Nu discutăm cu... Nu, 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 n
Ліні, всі ви
Ce țin financiar. Eu voi spune că sunt foarte mari încălcări. Nu din necunoștință, dar uite-ți făcute chiar așa cu bună știință și ieși de notă o leacă un negativ a bugetului primăriei noastre. Dacă eu voi spune, că cred că se vede destul de bine, că în afara deciziilor Consiliului, 446.000 de lei, fără ca Consiliul să pune în valoare unde să meargă banii dați. Adică sunt fără. Le aveți, adică, ca 47.000, 16.000, 15.000, aveți că scoate prin decizia Consiliului, doamnă părăstări. Mi-i pare rău și doamnă eu, că dumneavoastră decide să ai ieșat de ați crești sărbătoare de iarnă, de 31 august care aici ați culate, și din motiv, dumneavoastră, numai decideți să ieșeți exactul. De plan, ele au fost aduse mai târziu, cu câteva columnă, poate fi, pentru că iară v-ați împrumit în Consiliu și mi-ați așteptat în decizia dumneavoastră plan la articolul dat, eu am adus banii, au fost împrumutați de la alte persoane pentru a-ți trece sărbătoare. Oare a fost vreodată ca în cel stat nu îți treacă sărbătoare de 31 august sau carnaval? A fost? Dar ce s-a bătut capul? Ați votat și gata. Dar eu am împrumutând bani de la bună și tot locul sub răspunderea mea și semnătura mea de a trece. Astăzi eu sunt aici, ori braț, a fost vreodată când braț nu a fost, aici 30.000 doi braț. Ca sunt prin el în pădure, cu zăși și tractoare și s-a ducut brază și ea. Aici o primă zi de cheltuieli. Și nu s-a implicat conducătorul ăsta, conducător ca director. Dar au adus viceprimare. Doar eu, care a fost sărbătoarea față ca agricultură, el trebuie să fie responsabil, să semneze. Domnul să... Iau ceva, adică nu incorrect, nu spune nimic, adică nu dați banii acestea, incorrect. Cineva a făcut... Dar suficient că s-a adus mai târziu și sărbătoarea deja era trecută. Dar eu am făcut-o, s-a făcut, dar e bine.
s-a făcut achiziție de la domnul Sârghe și da. Este... Păi și da, banii i-au primit da, altă persoană. Și pentru asta este o greșeală anumit mișcare de achiziție. Domnul Sârghe, este contract, să-mi dați domnul Sârghe. Dar părinte, dați să luați la altă persoană de schimb mai pentru el pentru acea brad. Dar când sunteți să făcut cheltuiești pentru transportarea bradului, pentru instalarea bradului, care stă 3 zile o macara aici, iar pentru da, este în bani. Iată, toată, tot suma votată pe voastră, n-ai este de ranga sumii care s-o tărântă pe voastră în așa să pe mine m-ar interesa în 1025.000 și 5... Da, și pentru cheltuieli de avocat. Pentru cheltuieli de avocat. Tot decizi pentru cheltuieli consiliu asta. O poți dintr-o de disponibil. Decizi aici... Păi da, dar oricum din banul primăriei. Te gânduri a personalizat. Tot, adică s-o dat cu titlu gratuit. Decizi. Păi deci ați decis. Și aici 25.000, ele pur și simplu o zburat în vânt. Deciziile luate de... care a fost motivul de a da proces de judecată? Nică contractul tot mai vine de după și iese decizie, spune execut, persoana vine, iese decizie. De ce trebuie să iese contractul, iei pentru primar, de ce nu pot decizie? De ce nu o execută? Nică să vine de după. Bună, e 5 telefoane. Care a primit? Trebuie să primiți toți telefoane. Și contabilul, și economistul, și toți. Cine a primit telefoane? Domnul Moisei, hai să ridicați. V-ați ridicat întrebarea la contabil, la contabilitate. Cine sunt telefoane ce a venit în acest ieri? Domnul consilier, o și material se vândut la mine, la Iulian Dumnatea, și vine în primărie, vine după viceprimar. Și după mine vine, și după acestea, m-a încărcat pe mine, dar nu se sperie cu orele mele. Suntem dați în instanțele cuvenite mai departe, unele locuri am scos tema asta, unele locuri vreau să-mi ducem. Nu că mă sunt viceprimar, că el este cineva. Dar cine a semnat? Ce ascunde? Dar nu ascund. Eu și mi-a găsit din lipsuri și asta e ca vă dublu răspund. Că-i primarul, că-i poate că-i contabil. Nu, voi da la telefoane. Dar puteați avea de rom. Știți acolo, eu știu, vă dau explicați. Ia știți, la noi acolo. Voi aveți aici. Ce vă vreau să studiați? Telefon Nokia. Da, Nokia. Am ascultat. Nokia, lui cine știți, ascultă. E după contabil așa, e fost atunci. Mai departe. Telefon Samsung 10.800. După primar. Telefon mobil Samsung de 4.000. După primar. Telefon mobil Samsung de 4.000. După primar. Mai departe. Și pe natura acui. Telefon mobil Samsung de 2.700. Rămas. Calculator voie de 14.000. La rând știți. Anvelope. La mașina lui. Stabilizator. A lui Acuie. Statul de primar. Statul de primar. A primar. Personal. Nu, nu. Păi vorbiți la primarii și la lui. Primarea mașinii. Primarea mașinii. Dar nu poți ieși de la altă mașină. Stabilizator. Stabilizator și-a instalat un timp, uite, dacă a fost asta electorală, și pus la furnicare, nu știu, la iluminare. Mai departe. Calculator POIE, 14.200. Tot la primar. Nu. Costume naționale. Azi este întrebat nu, eu nu știu nimeni nu le-o curat. Nu s-a mereu, el a spus 200 ceva de mii, dar nu s-a mereu. Este aici specificată o poartă de pe 2.900. Costume naționale. Ce-am făcut mori, eu? Sunt costumile naționale, dar ce spus aici? Dați-mi voi, stimați colegi. Pentru mine? Nu, eu n-am răspuns. Mai sunt acolo. Dacă sunt neajunsuri trei ieșirea de cât? 9.000 și ceva. Nici au vrut să meargă, doamna. Ascultați, doamna, doar nici au vrut să meargă. Vine să-i arătăm. Plângă, stai că am fost. Și le-am arătat. I-am dat el cu computatorul ăsta, cu tătul de Bolivie. Le-au pus în lipsă. Acolo sunt niște pompe, 5 pompe. S-au aranjat la cazanile astea noastre. Nici l-au vrut, am pus paze cu schichete acolo să arăt pompele și ele. Poate mi s-a este, dar nu este. Eu fi
Nu este verificat domnul Popa. Prețul, luați ca aici să mă spun cum vreți cu noi, ca om, ca consilier, datoria voastră să ne dăm mai departe să răspundem organele astea. De anul pe noi, faceți ședința să spuneți-mă ședința asta, dați-ne organe, dar noi am fost. Și de-aia am unipoimit, iar poftit chelile astea. Și la procuratură am schimbat capul cum se iese dintre astea, care sunt după mine. Care sunt după mine, am spus domnul Vasile primar. Domnul Vasile, acelea statele răspunde. Și gata. De-aia nu este acolo instanță. De-aia vreți, voi nu vreți, de-aia nu chema. Și poliție economică și asta. Vreți și procuratură. Vreți mai dați singur, dați datoria unui singur. Dar vă spunem că noi am să răspundem. În interesar, 89.400 lipuri de migrație venește exprimate dacă așa avem. 89.400 lipuri de migrație venește exprimate prin încasarea migrațiilor venești și neregistrarea acestora în evidența contabilă. Să spunem, nu ne mai rugăm noi de doamna ex-contabilă. Asta și este perioada. Asta nu este perioada mea, doamna Tărăscovea. De la beneficiarii de canalizare. Mie mă interesează. 39.500. Deci totuși nu s-a făcut o listă a beneficiarilor cine o dat ca scăpa... Este listă, la doamna prima. Noi am să argumentăm, iată, să te vorba din Consiliu. Și asta argumentează primăria față de oamenii aceia, care ei, într-adevăr, au dat 1500 și... Da. Și pot eu să răspund, nu pot să-i luat la mea. Eu pot să răspund, nu pot să-i luat la mea, de fixație, și eu pot să-i luat. 3.500. Păi, dați-i domnul Codor să... Vom spus că ați răspundă. Da. Aici sunt 10-15 costume naționale. Nu, dați. A, dar în nu mai spus, nu mi-ați dat un termen. Costumile care sunt la pajuriță, costumile. A, da, da. Costumile la pajuriță. Sunt. Doamna revizoare a făcut revizie, dar revizia constă între aceea și se găsește la fața locului, așa la veste. Și nu înseamnă că eu nu pot explica, sau doamna revizoare, sau altcineva, că nu e de atât ar fi la mine acasă. Sau e... Da, asta și-o pot. Eu la revizie, dar nu și pot costum, este pur mă primarie și spune că e să ai. Nu, 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 după metale și 15 costume de femeie. Bun. Și la aiești. La copii. Șerții de aiești. Hai duci. Hai duci. Asta. Bun. Arată-mi. Nu. Poți să la băiești. Și asta și... Dar știi ce asta. Știi ce se întâmplă. Și chiar te cu păstrat. Dar el și-a dacă a fost la bărășcan. Chiar nu-i spațiu. Chiar nu-i spațiu. Chiar nu-i spațiu. Păi domnul Codor spune că sunt. Dar el sunt, dar nu sunt. Dar să vă spun eu ceva, da? Doamna, dacă nu sunt, nu mă rog, hai, hai. Eu nu te-am văzut, nu spune că nu. Deci cum te vede nu. Și la consilier, deci eu, noi toți suntem cetățenii a statului Costești, toți avem aceleași drepturi. Chiar dacă m-a spus consilier aici, nu aveți drept să spuneți democrați, democrații, nu știți dacă sunt parte din partidul democrat. Eu apăr interesele cetățenilor din statul Costești. Nu fac, nu mă apăcesc interesul la alte persoane. Deci eu vă dau un exemplu concret. Presupune primarul Fractor, presupune, eu n-am fost un știu. Eu un exemplu pe baza mea. Eu personal, sunt democrată și sau primar, am scris anul trecut o cerere să procur două soții de pământ acolo la împrat. Inclusiv domnul Săvălație mi-a sunat și acasă și m-a întrebat, știi cât costă soata? Zic, da, știu. Bine, domnul Vasile, domnul Vasile, care-i postul de acolo, mă cheamă la primărie și mi-a dat o cap, o lie, când spune, de la Bosna, 50 de metri, nu are drept să fie nimic. Eu mă conștient, care știu liezi, care-i întâlnie, care-i văd, bine, noi, noi, uitați-vă și acolo, consiliere, comisia agrară, ce-ați hotărât? Dar și nu s-au dat mai nimeni acolo. Cum? Dar s-au construit, am pus. Nu rămas la nimic. Doamna Alexandra, 50 de metri nu-ți vândut. Nu-ți vândut. Păi s-a construit, dar nu-ți vândut. Păi s-a construit, dar de la poarta până... 50 de metri nu-ți vândut. Nu, ce... Păi... Eu vă tot
fac criterii în primărie. 50 de euro în schimbarul vot, din fără acolo nu sunt. Dar sunt tot toate. Domnul, stai să nu e la fapt. Da, nu e la fapt. Da, nu e la fapt. Domnul Andrei, eu cu dumneavoastră am vorbit, mi-a arătat și teritoriu, tot. Pune-mi la cuvânt. De la construcția urmă spus care nu știu, domnul Alexei care are documente, da. Sunt 80 de metri până în mijlocul bordurilor, că terenul 50 de metri zona de protecție care este nu se vinde. De exemplu, dumneavoastră, să cumpăra terenul ăsta la primărie. Și în caz de domnul Ilie și rupe damba la iad, și este riscul de inundație, da. Se revașă, dumneavoastră, dumneavoastră, la primărie, să cereți despăgubiri. După asta să iei instanță și ceară primăria, din ce cauză o vândut dacă e zona de protecție. Dumneavoastră a fost aceea care mi-a spus, chiar că aici a fost bucata asta, fac prin el de știință. Dumneavoastră mi-a spus asta și voi doamna Alexandra, rămânem după ședință care ori vreți să rămână. Și până la urmă, A fost domnul Vasile de acolo atunci și noi am luat noi, și ca și acum, Comisia Agrară, să uită zona, să permite, nu se permite. S-a chemat inginerul cadastral și a spus în porțiune, și el nu se permite, că e zona de protecție. Și asta a fost, dar nu a fost decizia lui Vasile până la altă, a fost decizia Comisiei Agrară și a consiliului. Norma, ce era procurat, doamna, e vorbat corect când s-a procurat. A când ai solicitat, dumneavoastră mai spate, nu s-a dat nimic. Asta e una. Doi. 2010 s-a vândut terenul. Nu s-a vândut terenul. Hai, lasă că ridicăm pe de documente. Păi eu le-am cumpărat, eu am cumpărat. Eu am referit doar la descriptul. Cine a făcut doamna contabilă. Doamna contabilă. El a scris mai pământ la scrisoare. Am 6 hectare, n-a scris 1 hectare. El a scris un an. Sunt parate din la oameni, cetățeni, urmă la primărie oameni. Am document. Hai. Doamna contabilă, eu așa o întrebare la prescripție. Dacă dumneavoastră aveți dreptul să pretinzi, dacă, iată eu mă, 15.000 mortrii, luați benzină, omul nu s-a luat la valutul. Mai departe. Pagina. Pagina 2. Pagina 2. Dacă domnul e demis, dumneavoastră aveți dreptul să se primiți așa documente. Chiar dacă eu luat. Și ce mă gândi, schitor și... Știi, doamna contabilă, toate... 31 ani trec, 6.000, primit salariul, chiar a dimis din funcție. Cum le primit, bă? Domnul consilier, domnul meu, Maria. Dumneavoastră, s-o puteți să nu l-ați scos pe domnul Moisei, legitim l-ați scos? Legitim s-o citit acei decizie, că poți aproba cu domnul Moisei? Nu, primul Moisei, din care eu... Doamna contabilă, și pentru întrebare contabilă, dar legitim. Ne-a aprobat cineva decizia? Cu aprobat. Cine? Cine a aprobat decizia? Arătați-mi decizia aprobată. Eu v-am spus, noi am mers la cancelarea de stat cu o scrisoare și am lămurit. Că noi, prin decizie cei care am făcut demiterea viceprimarului, l-am demis pe viceprimarul din contract. Dar nu viceprimarul din state. Care cancelarea de stat nu a spus, ăștia s-a fost întrebări. L-ați demis la revedere. Și de unde e aprobare? Dacă e aprobare la decizia asta? Am două unități. Dar nu știți vorbim. Am dar am două unități o... Domnul Andruschi, în asta așa specifică, că ambii viceprimari sunt demiși. O trebuit atunci la moment, când ați văzut că aveți nevoie, când într-adevăr au fost demiși. După, conform deciziei Consiliului, au fost demiși. Doamna contabilă poate nici nu avea greșeală, doamnei contabile sau cine au făcut calculul de salarizare, adică să... Nu, 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 dreptul de a primi documente. Dacă... Păi, dar mă spune, am mers la doamna secretară că la sfârșitul lunii a fost contare, adică facem de deja ambele viceprimari. Am spus și o cază, dacă aveți decizia Consiliului, într-o mână, într-o mână stă tabela de viață. Bă, nu spune spune în transit. Doamna contabilă, aceeași serenitate și-am doua de azi. Pur și simplu... Noi nu ne pare cum e transferabil, dar se vede destul de clar să transmite cuvântul mai departe, să continuu chiar de atunci au fost greșeli, continuu să facă greșeli, dar de a-ți scula în ceea ce arăt, nu e foarte simplu. De-a-ți cum
Dar dacă sunt acum... Arătați concret, iar voi acuzați, dar n-aveți fapte. N-avem fapte. Aici e fapt. Deciziile conduse în ultima zi, următoarea zi și Consiliul, voi ați zis dacă le-a rezultat. Care le-a făcut de lucrat. Am luat decizii, cum ai zis, de-a vorbit mai cu ce putem. Ia întrebați-l și domnul Mihail, cum umbla pe zacul decizii, zis că le-a să-i care consilieri, care au votat împotrive, s-au semnat prin itiliști, e pe ei. Sau nu-i corect? Hai, mă scuzeți, eu înțeleg. Îmi luam cu repede și cu... În țara noastră, în eu, structură politică, foarte frivel, dar noi, eu spus, nimă aia să nu fie linii politici. Eu vedem ca fiecare ședință, fiecare întâlnire a Consiliului nostru, să fie numai spre bine. Eu vreau să menținez pe domnul Legău pe dreptate, chiar cum a spus, chiar că a fost trezirea și momentală a doua zi, a fost strâns toate cu oameni. Exact așa, domnul Oleg, va avea un efect foarte pozitiv, dacă noi să analizăm mințurile la aspectul prescripția asta, prin tehnică pe care este. Trebuie să devină pentru noi o lecție pentru Consiliul și pentru primari. Ca fiecare primar știe că el să trebuie să respecte în tocmai cele decizii care le primim noi aici în cadrul, în cadrul ședințelor. Toate încălcările astea, într-adevăr, ele au prejudicii mari localității întregi. Chiar luăm ce s-a discutat cu noi. Noi am avut încă, în seama în Consiliu, am lucrat eu personal asupra unui proiect gunoi, este o gunoi cu care modernă 30 de ani, 30 de ani și costat 400 de mii. Astăzi vreau spus domnul Vasile că numai anul trecut 90 de mii, m-a întrebat în aia pe ei. Dacă era construită gunoiul de aceea, modernă, de 30 de ani, și costa 600 de mii. Păi nici nu pot spune. Cum a venit domnul Vasile ca primar? Nu a luat proiectul? Nu, nu, nu. Cine a fost primul bătrân? Primul bătrân a fost domnul Vasile, atunci. Nu, 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 noi nu venim pe mine, noi suntem toate greșelile nu ne convine în viitor. Sunt niște lucruri care, într-adevăr, dacă erau inclus aceia 600 de mii pe tot, astăzi noi avem 30 de ani înainte. Era o gunoiște, într-adevăr, europeană și modernă, care era îngrădită cu gropi, 3 gropi de biton, care a fiecare în rest de 10 ani. Și noi schepam alte facturi acestea. Da, astăzi poate mai este momentul ăsta, poate dacă să avem un serviciu în care se duce în țară, noi va fi și mai bine să rămâne cu aceste bani aici. Doi, cu privire la iarăși încălcările în gestionarea banilor publici, sau chiar să zicem noi că nu puteți banii pe public, dar așa au fost când se repartizau niște bani de la partide, tot în sat vin eu. Eu înțeleg tot în sat vin eu să cheltui banii ăștia în sat. Dar altă treabă era când aici 400 de mii care noi i-am adus în localitate pentru a fi cheltuiți pe un drum. Dacă cum atunci era drumul... Da, destinația era de a construi capital, un drum pentru un armat, care era să fie de 10 de ani înainte. Aici 400 de mii s-a repartizat și cătrele din porțiuni diferite de drumuri și astăzi nu mai este nimic. Și eu că știa, pe trupul ăsta, când e mult stâlnic, când e câleagă, are ploie. Deci eu, asta am dus cum să nu întind de mult lucrare cu întrebarea asta, când putem să suntem ori în 10. Dar vreau puțin ca să nu-i spărăm multe altul, că noi aducem critică în fața primarilor care au greșit, conștient sau inconștient, și viitor să... Partidul Democrat. De noi ești și Partidul Democrat. Și la puterea mea, de doar să fac treabă și fac ceva, să vadă în lumea ce face bine. Dar să faci bine. Doi. Am fost toți mulți în Consiliul trecut, da? Am luat decizii foarte multe și care ulterior foarte multe, mai mult de 50%, au fost abrogate. Votate din voi, partea și el cu voi. Așa au fost? Așa au fost. Vă dau exemplu câte vreți. S-au vorbit de viceprimar. Voi ați fost nelegitim. Eu nu sunt cu o fost ei, câine sau altfel. Dacă eram eu în locul lor, eu atacam și vă punem vouă, prejudice în oraș, așa mai departe, și câștigam ridicat 100%. Nu a fost cine s-a ocupat. Trei. Sunt foarte, foarte multe datorii la foștii angajați, la primării, la foștii consilieri, așa mai departe, la primăriță. Iar și la fel. Un bine de știință găsește, atacă în ridicat și o să pierde judecată. Se blochează, pot mă trebui, nu știu, gata. Încălcări care le faceți mai departe. Referitor la act de revizie. Voi tot timpul bătete profesional, un fost primar domnul Vasile. Nu este. S-a făcut și rău, de acord, s-a făcut foarte mult bine. Nu, tot numai rău. Lăsați că doar sunt. Nu-i nimic.
Și eu că am lucrat să activez, nu poate să activeze fără greșeli. Eu vă spun, dar eu spun la noi, eu mai bătrân, nu bătrân, dar mai mult, mai din mult fără greșeli, că așa, așa e viața. Și vă rog, nu atacați partea asta, fiindcă nu sunt așa, așa de grave greșeli, cum spune, eu, ca la pușcării, la știe, la știe. Sunt oricare treaba noastră, clarificat. Dar nu suntem pe loc, ar trebui să vedem noi ce s-a făcut. Iarăși, bătem aici. Dar ce nu băteți voi în, în multe întrebări care noi le-am ridicat pe parcursul foștilor 4 ani? Știți de care legalizați? Una, două, trei și așa mai departe. S-au găsit mereu. În actul ăsta, nici o copii chiar nu treaba asta pusă. Absolut nu pusă. Știți de care bătesc, așa? Și aici, primesc. Și vă rog frumos, nu vineți mai departe Partidul Democrat, vă rog foarte frumos. Dar să legă, tu stai pe muscare, bravă să iei, că dacă o leac de schimbat, comisia bravă, ei sunt din asta și muscare. Ca să nu facem mai departe așa greșeală, eu am niște propuneri la proiectul de decizie. La jumătate de an să revenim încă o dată, angajații care îți primiți supra-ștate, adică prin contract și dispoziție, îți zicem și fac ei. Ne trebuie să iei, nu nu trebuie să. Noi dăm bani cât dracu, doamnă primăriță. Dar de ce ai făcut tu ești mare azi? Nu a făcut ei. De când eu unde muncesc, săptămânal dau doar în seamă. Și primesc acum, primesc treaba mea. Dar dau doar în seamă. Deci fac ei, nu fac ei. Trei. Deci domnul jurist e primit la lucru, da? Eu vă rog, la fiecare ședință, toate proiecte de decizie să fie vizate de jurist. Absolut. Așa nu devine așa mai departe. Să fie tot timpul toate cele trecute la secretariat, după aceea la primărită, primarul spui aviz. Pozitiv sau negativ. După aceea se vin în comisii. Și cam atât, dar eu vă rog, nu vin nici pe nimic pe partea asta, pe democrați, cam toți suntem democrați, în gerimele. Noi suntem toți de lor, suntem în sat costier, ne știm unul pe altul, suntem cu mărți sau mai departe rude, știm fiecare ce-o făcut, ce face și ce vreți să facă. Mulțumim! Și eu, doamna Alexandra, vreau dumneavoastră să vă răspund la întrebarea cu terenul ăsta. Acolo era două terenuri. Un teren de 0,36 ani și unul cu 12 ani. Nu cu 12, dar cu 8, îmi pare că aici, care e luat la urmă. Nu, ascultați până la urmă. Ascultați până la urmă ce vreau să spun eu. Și era terenul de 0,348. Și aici este un băiat cel care l-a cumpărat și întrebați de câte ore am discutat cu dânsul, tot nu este ali, tot nu este ali. În furnicarul cu greu. Și întrebați la azi, drumurile rogeni, cum poate scoate banii la primăria Costești. Nu are niciun document cu efectuat cu greu din satul Costești. Iar că nu trebuie prejudicată, ținând să scoate primăria de la primăria Costești banii. Care sunt efectuat cu greu. Mai departe. Și nu am nimic de bătrână, că tu dați simplu în așa. Eu dat la ceala. Dar nu mai este document, ma. Primării trebuie document. Fiecare kilogram de fiecare produs, fă document. Mai departe. O refuzat să-i facă, cum a spus Oleg, drumul la Andrei Șandroț. Acolo nu trăiește numai Andrei Șandroț. Acolo ies vor trăiește nerea cu Oleg pe cineva. Nu numai Andrei Șandroț. S-a refuzat. Dar nu mai este dincolo. S-a refuzat să facă drumul ăla. La decizia Consiliului, facem cerul spațiului, pe asta. Dar fă de ce? Fă documental. Dacă vrei, într-adevăr, să nu fie arte, să nu fie probleme, să nu fie nimic. Și vreau să vă mai spun un lucru. Gunoi ăsta, Pieria. Nu am fost numai voastră pe ăla ce potrebuie. Și eu am fost categori împotrivă să-i facă gunoi ăsta regională. Nu, eu n-am nevoie să aducă gunoi ăsta. Dar Grigori? Dar nu știe regională. Scuze-mi voastră, dar proiectul Grigori a fost aici, fapt, în sal costier. Și așa tot eu. E cu dealul. Nu mai știu cu dealul. Dar nu, mă întâlnim de la altă. Eu cred că trebuie să punem și noi punctul dat cu actul ăsta, dat să luăm decizii ce facem. Dar vreau, domnule, n-aș vă spun că dumneavoastră ați spălit că actul ăsta se face, se face. Ridicați actul când o poți să vă dăruați 6 ani de zile primat, ridicați ultimul act când s-a terminat activitatea și vedeți că se termină actul ăsta. Și o să faceți o ea de comparație, un act cu altul și o să vedeți care e situația. Mai departe, foarte multe cărți, s-au făcut cu diferite chestii astea, niciodată nu i-am permis să mă duc să aduc televiziunea și să vorbesc de domnul Vasile Borg de rău. Nu i-am permis. Aici ne-am sfătit la cât. Dar nu i-am permis. Zimone, nu i-am permis să vorbesc. Niciodată nu i-am permis chestii. Fiindcă e din sat Costești și el și el. Și eu nu vreau să scot gunoiul din sat Costești și fac toată Republica. Eu am lăsat așa aici, serios să fie aici. Așa am trebuit. Deci doar să spun aici la Olaia. Domnul Ștefan Divo. Domnul Ștefan Divo.
serios, e foarte sincer, dar eu vreau consiliere să te mă rog, nu vorbim de primul subiect. Doar dacă e de subiect, dar e de dacă nu poți fi executat, dar așa, fiecare consilier poate dorește să vorbească la subiect. În general, în comisie, eu, ca membru al comisiei, am fost acceptat partea la subiectul, de adevăr, s-a evidențiat lacun în activitatea, dacă spunem, activității primării în perioada menționată, pentru că, de fapt, ar fi să ies oglinda activității primării în perioada dată, trebuie să recunosc, într-adevăr, că au făcut lucruri bune în perioada dată, pentru că eu m-am vorbit de colegul Grigore Vuț, într-adevăr, s-au pompat bani din toate județ, parlamentul de la Consiliul Raional, chiar înainte de campanie electorală, 300.000 s-au dat la petrit, s-a vorbit aici foarte mult. Într-adevăr, astăzi eu nu știu dacă există în primărie un act sau mai multe acte, unde s-a, care drumul s-a dus să 300.000. Pentru că începem să spunem, din 400.000 a venit un drum, pe alt drum, alt sursă. Și într-adevăr, momentul se lipsește. Atunci când faci o lucrare în stat, păstrezi dincolo de achiziții, de oferte, de transparență și așa mai departe, este necesar cel puțin un consilier, doi, care e domeniul responsabil, viceprimarul, cum mai este acolo, agentul economic, spie, actul ăsta spie, deci clar, pe care drum s-a făcut, cât bani s-au cheltuit și atunci putem să răspundem. Dar astăzi vă spun, e o perioadă destul de mare făcută altă, că sunt foarte mulți cifre și aici, într-adevăr, cum a vorbit domnul viceprimar, organele de anchetă trebuie să expună și noi sperăm tot să fie trasa răspundere cei care au călcat legea. Noi doar putem să luăm actul așa cum a fost formulat în proiect de decizie și totodată nu există un punct care ar exista un plan de măsuri pentru viitor. Cu termeni și responsabili, nu știu că așa sunt practice. Se atenționează tare, poate fi dat, sau pinte, eu deja doamna primar, comisia de disciplină. Și sunt pe un semnal, domnule, dar îmi cer scuze. Pe semnal eu îți spun că... Bine, eu nu știu. Numai la subiectul cu oameni. Da, eu știți că acasă ați cădat soția răspădesc și asta nu... Numai că poate sunt în vieră leacă cu dare de seamă, sunt prezentă leacă cu membrii. La replică, eu acum am răspuns domnului Ionaș. Eu am încercat că Partidul Democrat, nu din cauza asta, de astăzi, eu curat la ceva, ca să mă treacă cu drept băieții. Eu am criticat ce a spus și domnul Șandrovski, ca să fiți la curent. Dacă avem o problemă aici, da, să o hotărâm noi aici, în primărie, dar nu sunt vrem pentru omul. Babă, s-a pus un gaură acolo, s-a dus în televiziune. O gunoi și ala este de când există el acolo și când scurăță, dar eu nu spate curățăm fiecare zi. Scurăță o dată în lună acolo și nu trebuie de dus televiziune. Eu am mulți colegi și dumneavoastră aveți colegi și toți m-au sunat între ceva. Și la voi, am de satul, furați pământ, vindeți. Eu cred că asta a fost o greșeală voastră și eu vă spun. De atâta eu v-am luat odată. Nu, că greșele aveți voi multe, dar noi nu ne-am televiziunea. Doi, eventual la gunoi este. Domnul Luca, eu cred că iarăși greșește. A fost când am șobrucat proiect cealaltă. A fost proiect de a duce în sat Costești, cu Gunoiești regional. Aici aș gândi în Gunoiești, din Grincești, din Elovieni, din Teșată. Noi am fost categoric împotrivă și bravo că noi n-am hotărât întrebarea. Domnul Grigore a avut alt proiect. A făcut un proiect mic pentru șase Costești. Așa rămâi că l-ați respins atunci cu Gunoiești. Dar nu mai așa. Asta e replica mea ca să nu reiască. Eu n-am văzut proiectul Vasile Gale. Eee, dar voi vreau să vă mulțumesc. Și joi vorbiți, Vasile. Gata, vorbiți. Eu cred că are avea de zis, dar trebuie să stau în altul. Vorbiți pe tine, mai știu asta. Casa de Cultură și inclusiv acolo de doamna Grigoriță care activez la acolo. Vreau să vă spun conform contractului, eu mă discut, nu mă trebuie să rămân cu datorii. Dar aici văd că sunt avizat. Eu mi-am lucrat și în discuțiul electoral, spuneau că n-am achitat. De fapt, banii erau achitat. Eu nu înțeleg de ce doamna revizoare
atât de... s-a purtat foarte urât cu noi, în momentul revizii. Eu mi-aduc aminte că zâna prezie toată ziua. În 19.000 ce se vedea. Banii sunt plătiți conform contractului. N-am depășit, poate un cost cu întârziere. Din coace, e vorba de lumină. Eu am vorbit cu domnul primar și cu ex-primarul și cu domnul Hâncotă. Să se colecteze lumina casei de cultură care a explodat, a fost încercuit și lumina casei de cultură vine din partea aceasta. Și nu s-a mai făcut până la capăt. În timpul când activam pregătirea ăla, am conectat eu aparte lumina. Și dacă acolo n-am avut, am fost nevoit și am conectat toată casa de cultură din sursa aceea. Și acum toată lumina circulă prin contorul care l-am procurat eu odată. Când s-a început reparația scării. Eu am zis că nu sunt în stare să plătesc inclusiv toată reparația casei de cultură și domnul primar, luați asupra primăriei contorul. M-am stăruit să duc evidența. Am plătit 9.000 de lei și ține de lumină. Dar nu pot plăti toată lumina acolo și o grămăzire de construcții, după partea. Și n-am găsit că să fie. De anul nou, eu avertizez cu colegii mei, mai răstrângeți lumina, zice, dacă nu strânge lumina, îți vor jucării. Eu luăm legere oasca la Iordanul. Mai departe, am adus aici 180 de scaune, pentru dotare. Consiliul care nu al vede niște lucruri, unde se fac reparații în instituții de cultură, Consiliul vine cu o contribuție, ca cu ajutor. Am văzut cum s-a făcut aici, în casă. Doamna revizoare, au pus să vină să plătesc. Scaunele care se folosesc. Zic, doamne, nicio problemă, dacă contabilitatea spune să plătesc, îi plătesc. Este vorba încă aici niște calcule. Scaunele sunt. Sigur că la ele sunt provorite acolo. Și aici mai sunt, văd, eu nu înțeleg, din 2007 sau de când, nu înțeleg aici, 7500 lei, adică un fel de... n-am plătit ceva. Venituri ratate. Asta nu sunteți dumneavoastră, adică... Vă dăm informații. Cred că o să trebuiască de hotărât în cadrul Consiliului să facem colaborare cu o localitate din Gârgoviță, în Gârgoviță. Acolo îi ducem... Cred că o să trebuiască să faceți o delegație ceva, sau nu? Pe urmă. Acum ați luat la cuvânt, da. Consiliul Raional Vască este împrățit cu județul Gârgoviță? Nu este. Este Consiliul Raional. Raional. Noi doar prin Consiliul Raional au obținut 7 milioane pentru construcția unei grădinițe la Rusești. Și acum ne ducem să mergem la Rusești. Data viitoare, poți să trebuie să ne sortezi pe altă. Dar asta e situația. Andrei, când la democrație. Serios? Da. Și vrem să facem... Vreau să facem la Rusești. Să facem încălțirea cu Dâmboviță, pe localitatea acolo. De acum o scoați licenția, dar localitatea o să spun, cred că, pe parcursul zilei. Când noi plecăm... La sfârșit să se adăugă. Eu vreau să vă fie și construirea primăverii, să fie o oră bogată, nu așa să avem, dar de acum pătrac nici din ala. Domnul Ipei, vă veniți să vă spuneam. Eu vă las să mă retrag, că avem mult. Mulțumim, fantastic. Domnilor consilieri și domnilor secretari, vreau să vă dau exemplu la întrebare, e răspuns la întrebare la domnul Vasile. Nu mai mai începeți iară cu democrație. Să o facem din consilieri, nu am înțeles. Cu supracheltuielile și elea cu pensiunul motorină și salariu. Și-a fost schimb, dar în Consiliul trecut, mai tot în decembrie a fost așa că ați mărți consilierii și ați votat abrogarea decizii. Eu dădeam în judecată și eu chem și azi nu lucrez deci primar și vreți să-mi plătească primăria. Și salariul până la mă, și prin ducii de curată. Cum ia ca pe dânsul tot, ca vicepreședinte din Raion, și odată și-o le-o scos și moral și la aceea. Dar eu pe urmă am vrut să dau. Și m-am adresat la dumneavoastră și așa. Să trebuie să-și 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 un document care nu Consiliul urmează să ia măsuri de pedeapsă. Consiliul este, noi suntem obligați Consiliului să înaintăm acest document de analiză financiară pe perioadă de timp, pentru ca dumneavoastră să cunoașteți, dumneavoastră reprezentați cetățenii statului nostru, acest mesaj să duc, dar cel mai important, cum a zis doamna revizoare, ca aceste greșeli nu se mai comit. Pentru că toate aceste pornoare au totul pentru a preveni, a depista, de fapt, a preveni și a nu admite alte încălcări în continuare să se comită. Ceea ce este în acest document de 10 pagini,
sunt niște dovezi a faptului că primarul a fost asistat, noi, de fapt, primarii, suntem asistați de un aparat a primăriei, așa, care este în jurul nostru. Și este foarte important acești funcționari, despre care spun eu că este foarte important să cunoască legea în domeniul lui. Secretarul, inginerul cadastral, contabilul, economistul, nu eu trebuie să-ți spun cum, dar tu nici tu mă asești pe mine, eu nu pot fi generalist, nu pot fi și inginer cadastral, și contabil și economist. De aceea eu văd o mare pricină a tuturor acestor încălcări care au fost admise, conștient sau mai puțin conștient, în primărie, din faptul că nu și-au făcut datoria funcționarii. Funcționarii, eu și astăzi stric, învățați-vă mie să-mi spuneți nu. Eu zic da, voi ziceți nu. Nu accept. Accept eliberarea din funcții, dar eu nu accept admiterea facturii, admiterea nu știu la ce. Referitor la inventariere. Da, în primărie nu știu dacă s-au făcut vreodată în 20-30 de ani inventariere. Așa ce obțin eu avem impresia. Pentru că în momentul când s-a făcut inventarierea în primărie și știm ce înseamnă inventarieri contabili, trebuie să știm că să nu uităm mașina în Moisei, că e acasă, că am uitat. Când vine revizoarea, e acasă după și eu. Dar revizorii sunt specialiști. El spune așa, nu-i telefonul, o scris, nu-i pozat sau costumul național la invidență, pentru că este buna statului. El o scris. Faptul că noi am ajuns și că ele sunt acasă, trebuie să fie spalate, că aicii noștri cântă fiecare zi, la momentul și-a luat. Astea sunt argumentele noastre pe care și le dăm explicația acolo. Așa? Dar inventarierea înseamnă, odată în an, și asta trebuie să ne sesizăm să facem, odată în an am trecut bunurile, mijloacele astea fixe sau bunurile cea materiale care sunt la evidență de sume mari, mergem și inventariem și vedem. Deci eu să le vedem. Facem un act, facem un raport și așa mai departe. Deci, și trebuie să vină primarul să ne școlească cu Sfântina despre doamna Elena Dumnezeu. Și eu, ucemnă combinat aici, e făcut și aici la facultate, trebuie să cunoști în domeniul pe care tu reprezinți legea. Și atunci primarul, împreună cu Consiliul, când vrea să facă admiteți, vreau votați, noi căutăm soluții de executare, dar asistați că așa e toată lumea, am văzut în Marea Britanie cum lucrează. Funcționarul cel mai înalt. Consilierul se duce la funcționar și ia informații. Nu trebuie să discutăm și Mariana aici, noi și mai de zi. S-a dus, are drept funcționarul să-i dea răspuns la orice întrebare, consilierul. Deci funcționarul public se spune așa, el primește bani din banii publici pe care îi dă cetățenii. Și noi suntem obligați să dăm răspuns. De aceea, toate aceste mijloace fixe care lipsesc, nu lipsesc de asta cineva le-a furat. Dar de asta, la momentul inventarierii, ei nu erau. Și noi, dacă eram foarte buni specialiști, trebuie știind că avem revizoare care stă lângă noi două luni, știți, mai băieți, aduceți sume, mai băieți, aduceți scaunele sau altceva. Referitor la aceste încălcări, eu văd, reieșind din toate acestea, o mare problemă a specialistului în planificare. Ați auzit și din ajungeți la demisie sau nu, la demisie sau la concediere. Pentru că am nevoie de un economist foarte bun. Dacă Piotr Ivan spune despre, sau Andrei spune despre perioada când a fost domnul Câmpătă primar, era, nu știu cum făcea doamna Vizașcu, dar făcea contractele și prevedea și prevenea niște lucruri pe care nu s-au încălcat. Și astăzi vreau să vă spun că voi ziceți, da, domnul primar, știe, numai eu sunt în lista și e. Domnul primar, dar doritoare și eu, că specialistul tot așa e. Dacă ești asistat tot de aceia specialiști, care nu trebuie să-i schimbăm, dar ei singuri trebuie să schimbe. Tu, timpul, statul, lege. Vedeți, 324.000 venituri ratate ca urmare a utilizării terenurilor de proprietate publică. Și eu trebuie să mă sesizez, sau dumneavoastră, să vă duceți că toate terenurile de pământ care sunt folosite și nu se plătește. De aceea, doamna revizor, am scris și mi-a spus atunci că aceste lucruri trebuie să vă sesizați. Și am mai zis că am lăsat foarte mult contabilitate înlăturarea acestor neajunsuri cu funcționarii. De aceea, cred că dumneavoastră veți afla și despre rezultatele noastre. Noi, pe data de 14 martie, trebuie să dăm nota informativă inspecției financiare. Dar ce au spus domnul Moisei, sunt
chemați la procuratură sau la alte autorități competente, este vorba de faptul că actul a fost imediat remis, din data de când a fost el scris, în decembrie, mi se pare că, procuratorii, pentru că scrie aici. Deci, o să dăm răspuns, vom vedea ce încălcări face, pentru că așa cum ați spus și voi, încălcări, ca să nu faci încălcări, să fii perfect, să fie distant de profesionist. Cum am zis, mulțumesc cu domnul Ionaș. Fiecare document avizat de către jurist, pentru că de atât așa avem specialiști, am solicitat acest specialist care să ne asiste, pentru ca să nu comitem următoarele greșeli. Da, am o leapă de pregătire în administrația publică și văd, eu îi spun și o zi, învață-te să spui nu, sau altcineva. Învață-te să spuneți, să spuneți mie nu. Poate nu să nu era timp. Dar eu admir. Pentru ca să nu faci... Eu nu dă cu care de domnul Moisei. Ce să am spui pe urma trebuie, da? Dar aici, ca să nu comitem greșeli, pentru că într-adevăr au fost bani publici dați, într-adevăr au fost hotărâri de guvern, au fost pentru strada respectivă. Și în document și în contract scrie un sector de drum local, dușucat. Asta înseamnă încălcare. Pentru că revizoarea mă spune drum, nu trebuie ca nimeni și-o văzut drum. Da, nu am știut pe care drumul să-i ducem, zic, doamna revizoare. Iată ce scrie de 6 metri și nu știu câți centimetri la ține acolo, să aici. N-a putut nici domnul să-i spune nici altcineva. Deci, într-adevăr, acestea sunt lucruri care deranjează, care, dar eu o să ne spun autoritățile ce de făcut în acest caz, pentru că cel puțin să nu comitem în continuare. Da, Andrei, și vrei să spui la 324? Sper că terenul ăsta este de 21 de hectare, este situat în satul Cotești, în Travela. Adică fiecare fond, nici care are o sau grădină, adică să fie înțeles, are, de exemplu, 30 și cuvine în urmă pe documentul pe licină de 92, el deține 36, 50, 40, depinde. Și fiecare plătesc când vine la jos la fiecare plătesc, eu plătesc, nu plătesc 30 prin urmă, dar cât au declarat? Au declarat că are 50. Care cât are pe stimos. Dar ce e vizoarea nu le-a văzut? Dar și vorbesc, băi. Păi, articolul 82. Bun, bun. Stimați proiectul de decizie. Pentru proiectul de decizie. Da, pentru proiectul de proiecte. Eu voi spune din punct de vedere contabil că adică 50% din activitatea financiară a unei întreprinderi, fie private, fie de stat, depinde de anumit de contabilitate care este anumit direcționat în tratatul unic. Și la noi s-au scăpat multe lucrări, eu sper că pe viitor nu o să scăpe. În, la, așa am decis că altfel nu pot, adică la Comisia de Finanță, adică eu vă spun cam cum ar fi să fie finalul pe baza la acest act de 65 de foi. Dumneavoastră o să decideți poate altceva. Final de informații despre rezultatele inspectării financiare. Se recomandă descrise în actul dat a bunurilor materiale și a mijloacelor bănești să fie restituite și încasate. De a transmite actul de control la organele competente pentru a elucida toate încălcările depistate. Se pune în sarcina doamnei primar să ia măsuri urgente cu angajații primăriei vizați în actul dat pentru nerespectarea prevederilor legii finanțelor publice. Se pune în sarcina a doamnei care se ocupă cu site-ul, să fie publicat pe site-ul primăriei. Pe viitor, și am sunt eu ca contabil, sperăm că specialiștii din cadrul primăriei vor lua o lecție de potrivă și vor asigura un management financiar adecvat, respectând legea finanțelor publice, legea achizițiilor publice, legea contabilității, legea privind administrația publică locală, în vederea lichidării neajunsurilor și încălcărilor de state, de informat inspecția financiară. În act se spune că până la 14 martie, ceea ce eu sunt convinsă că nu se poate da niciun rezultat până la 14 martie, dacă nu o să fie
nimic lichidat, încasat, restituit de bunuri sau mai... Microfonul are, deci ați propus să adresa actul respectiv în instanță. Păi, în ce instanță? Pentru că ele sunt multe în Republica Moldova. Păi da, sunt. Și al doilea, ține de, adică, vor lua o listă, sau cum ați formulat acolo? Da, adică de ce îi puteți pe decizii, dar de ce este doamna contabilă și adică cred eu 100% că dumneavoastră la contabilii mici a dumneavoastră o să transmită lecții învățate pe parcursul. Decizia comunică... Decizia financiară până la data de 14. Eu cred că nu ați reușat. Nu se reușește. Că se restituie ceva bunuri sau și restituie așa să transmită, că nu s-a restituit. Care e problema? Dar și vă grăbiți, domnul Andrei, și vă grăbiți așa. Nu, dar ce mai să... Nu uitați, domnul Andrei, că e 8 martie. Ce vă puneți, dumneavoastră, că strimiți un răspuns cu 30 mai, nu știu. Da, sunt. Doamna președinte, inspecția Sușelu, până cu 14 martie răspuns. A trebuit, dar atunci nu este problemă. Nu este atât grav. Este nat specificat, adică până la 14. Este o bolcă și... Nu, nu se face datorie să la probează. Noi trebuie să facem datoria. Așa decizie, rugăm frumos să votați. Cine nu? Proiectul care a fost proiect. Proiectul se iau de informație, se iau de remite, se mâna sus. Încasate sume dacă este... Cine contra? Cine este contra? 6. Abțineri? 6. 7 și 1. Asta este. Să privesc majoritatea de cei aleși. Este vreau să fii 12 mâna de grație. Dar nu-i prescrieți de document. Nu spun chiar. Doamna președinte, orice decizie se ia, ce ține de buget primăriei, se potolesc prima dată. Foarte simplă. Asta e o decizie simplă care se ia. Nu e simplă. Asta e o decizie simplă. Nu e simplă. Mai aprobat buget. Eu v-am lămurit de aici. Mulțumim. Eu am să spun părere. Da. Raportului privind executarea bugetului pe anul 2015, raportor doamna Cornatele. Stimați consilieri, eu voi raporta executarea bugetului capitolului 2015. Aveți în față observați toți informații, dacă vreți, eu dau citit la fiecare un pat din impozit? Nu, 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 nu. La capitolul cheltuieli, ce întrebări aveți? Iată, eu am avut așa un lucru. Așa de restanță de salarii, de indivizor sau mai departe, când vor fi plăcinte sau ajutate de poștul angajat? Poștul consilier. Când dumneavoastră? Și vorba asta, doamnă, da. Este lege, ce să ne rupeau. Este lege ca să și indemnizează așa mai departe. Da. Și decide președinte de Consiliu. Pe de ultima de la fost Consiliu. Mătai ești obligat să ne execuți. Nu m-ați ascultat. Da, este decizia. Trebuie să ne dar mai trebuie să un plan. Dar trebuie să ajute la o instituție. Și e că de la și e când decizia dumneavoastră. Dar și mai departe... Se modifică. De n-am trecut și la așa. Domnule, eu să fac lucrul ăsta așa la dumneavoastră. Așa vor să fie până la fel, până la cu modificare. Trebuie să faci plan și să iarăși așa ești planificare, pentru că în 2015 buget nu a fost planificat, știind că este un an de final de mandat, trebuie normal un specialist sănătos pus în... Cum e la Consiliul Raional? Te-ai dus, ești o dată în ședință, s-o dat în plic,
indemnizația calului. La tema starea consilierilor, remunerarea consilierilor, indemnizația. Eu văd că contabilitatea oricum a acceptat. Dar noi mai face din 98.000. Înseamnă că parțial sunt achitați. Nu e vorba de asta, e vorba de indemnizație de final, de mandat. Cine este? Activist? Dezvoltăm decizia asta să schimbe la nivel. Proiectul de lucru 204, aprobarea tarifului utilizare a sistemului de canalizare de agenții economici din Costești. Tariful pentru... Dar cât am pus de acolo? Nu, a fost pentru locatari. Da, nu, de ce? Pentru agenții economici. Cred că v-am spus de bun, și i-ați vedea mai mult pe agenții economici, fără să spune. Dar și domnul Șanjurschi, și așa v-am recunțit mulți agenții economici care dar nu mai rezistă la... Da, dar este canalizație. Eu cu ansia mea, personala mea care are 50 de tone și nu pot spune de ceilalți, adică o rămâne. În comisia de finanță m-a spus că... Și se conectăm, el dacă plătește, a zis că vor conecta și dă-ți unul stăt acolo, nu trebuie să închidem, eu nu înțeleg. Și așa dă-ți unul și mata, dacă nu-i gata, te-am dat. Și așa dă-ți unul și mata, dacă nu-i gata, te-am dat. Și așa dă-ți unul și mata, dacă nu-i gata, te-am dat. Deci, eu cred că decizia asta este una ilegală, chiar dacă eu scriu la astăzi, pentru că atâta timp cât nu funcționează un sistem de canalizare autorizat în localitate, noi nu putem să aplicăm plăți pentru să luăm din agenții economici. Noi, în genere, trebuie să avem tot o altă punct de vedere sau abordare. Sistemul, dacă în cazul nu funcționează, avem și 100 sau 150 de persoane care folosesc astfel de legal, deci noi trebuie să-i stopăm. Da, este o tradiție de mulți ani de zile să folosesc, putem să... Deja e greu să-i interzici, să faci penalități, să-i faci procese verbale, dar eu cred că noi trebuie să admitem atâta timp cum o să fie pornit proiectul de canalizare. Sunt harnale care le cunoaștem și toți, le au majoritatea și școli, deci care sunt poate grădiniță, persoanele fizice, și în genere să nu punem noi proiectul ăsta până când o să fie funcțional. Și o sănătate de curare centrală și trebuie să conectăm în cetitor. Pentru că probleme, poate nu se discută aici, dar cetățenii au probleme, mai ales că vine vara, deci tot mirosul și toată mizeria asta, unde se ducă? Pentru că noi toți, deci încurajăm cetățenii să folosească sistemul de canalizare. Da. Pentru că trebuie interzis categoric, jumătate de ani de zile o să folosați pe interior și o să discut. Sunt careva mașini în localitate care poate să organizeze sistemul ăsta. Care mai are propuneri? Noi asta am întrebat ce agenți economici au sistemul de canalizare. Pentru că noi la școală avem... Cred că nimeni nu au. Așa nu au părgeți pe ei să-i facă. Eu am vorbit cu niște acolo care trăie noi la școală, care vor să trăie, nu știu, alții. Eu vă spun să-i schimb pe doua de altă. Eu, spre Maceala, care eu poluiesc strasnic atmosfera lor, deși la noi, dacă stai două rânduri, trei grecăleți, gata, e apă. Dar eu vreau canalizație, vreau baie, vreau unii sunt următoare. Spuneți cineva, îi spun cineva, nu știu, nu avem. Nu știu la ce etapă să găsăm la localizație, noi trebuie să ne speruiem
Din tine șapca de vizare asta. Asta e problemul numărul 1. Deci nu o să-ți duci mai departe. E chestii serioase. Și nu știu și mai departe. Eu azi, azi, dacă trebuie azi, azi dau 800 de lei pe lună, plătesc, dacă trebuie mai mult, dar vreau să am ca la vizare. Dar nu. Domnul Andrei, 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 dom
Proiectul de rubă 010 cu privire la formarea bunurilor imobile. Dar poate și cine e Bunul imobil Luca Pietru nu s-a decis, fiindcă domnul a fost invitat tot la comisie să analizeze cazul de la Vicar și domnul nu a asistat la comisie și adică nu s-a opătează. Primul punct, tăieța. 2, 3 și 4, îi vor întreba cu Noiește, de forma întregi bunul imobil. 5, 6, 7, tot tăiește. 6 solicitat la cele 3 locuri. Adică 5, 6, 7, tot tăiește. 8, m-a gândit Svetlana, este, s-a acceptat în ziua, a gândit la un dispozitiv, și 9 și 10, am mai plăcut două, dar vreți... 9 și 10, eu vă spun acum, votați dacă vreți, dacă vă... E vorba încă de două loturi la ieșire dinspre... E vorba de loturi, și care a fost scandal. Mai solicită câte 25 de soate în... înspre iadul, tot în balota aceea, dacă Consiliul hotărăște, mai făcut mai două bunuri imobile, poftim, nu? Păi aceea 25 de două ori. Păi două nu mai doar de 25, adică 25 sunt față, pentru toate lor de 25. Păi nu-i solicită, noi avem dreptul să facem și eu și oricare la ceva. Doamne președinte, să lui Ion aș dori noastră. Păi așa, Carina, parcă noi am hotărât, parcă s-au hotărât. Am trebuit pus la... Nu scarificăm cadrul și facem. Da, că dați scarificăm. Spuneți, referințele. Păi, cadrul a fost la fața locului, a fost furnizia și acolo a fost domnul Ivanașul. Da, da. Noi acum am fost la fața locului, la tot locului. La tot locului. Nu preferă 30 de sorte și pi. Вертикал, 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 30, и я 100. Я аж би с декор, дичи, мы сходим дичи после ревни. А потом пятую, как я назад, она, речь, и зембаланс, три года. И то фарша, мои платы. Как он сидит, мы дизяна, су, есть такие беда. Это двое. Кукодизия, но я скоро уйду. Я конструим конструкции din len, ușor, montare și demontare. Și o dăm în arendă, fiind în vitii, în perioadă de 40 km. Iată asta că suntem în partea ecologiei. Cum și-am vrut? Vă spuneam că eu am zis așa cum e de așa. Eu cred că noi, într-adevăr, trebuie să o punem să facem formarea bunului imobil. Și după ce formăm bunul imobil, atunci discutăm ce facem cu așa. Că dăm arendă. Dumneavoastră îi zonă arendă, arendă. Și ei înseamnă că dumneavoastră lasă să facă tăierile. Toate levelul de la primărie și cu asta se termină. Dar acum nu e nicio problemă dacă să facem formarea bunului imobil. După ce facem formarea, atunci se vede ce facem. 30 de soți. Dăm cuvântul domnului Iona, dacă poate ne gândiți mai tare. Eu, practic, poate, marea majoritate de la fața locului, nu sunt 60 de ani. Am solicitat 30 de ani. Este o diferență. Unii este curățesc și este diferența unui nu este. Dacă mă gândesc de vorba, nu este o pădure, dar este niște tufiși care, într-adevăr, s-ar putea de făcut o regulă acolo. Mie trebuie să pur și simplu 3-4 sute acolo, dar ca să sunt la urmarea majoritară, ca să pot să-mi înțin o curățire acolo în jur, am solicitat 30%, 30 de ani. Ce vreau să spun când are 30 de ani? Adică asta este o frumusețe a satului care, de exemplu, eu am să mă pun și am să fac ceva. Nu e o problemă dacă dumneavoastră abordați o lege, de exemplu, da sau nu. Pentru mine este problema, pentru că eu vreau să fac ceva bun tot pentru societate. Am nevoie de aceste 4-5 ani care vorbesc eu,
să scot, de exemplu, o mare majoritate a, nu mare majoritate, dar defșare. Defșare la, de exemplu, 5 ani, să fac terasul de acolo ca să-mi permită mie clădirea asta cum o stăi. Ea să-mi permită că să nu-mi pierd pe pământ, mai că pe perii fracizi. Facem un mobil. Am o vorbă la domnul. Dar de ce nu e un proiect de așa? Comisia nu are cine e, dar în Consiliu cine este pentru proiectul formarea bunurilor imobile la 0205 și plus toate modificările care acum s-au vorbit într-o votat. Împotrivă? Proiectul de decizie 0206 cu privire la vânzarea terenului Aperien. Este vorba iarăși de teatrul de vară. Domnul Păvălache, vedem cuvântul. Comisia agrară a dat aviz negativ. Adică vi s-a ridicat în Consiliu cu investitor la preț. Foarte frumos a fi al domnului, dar nu-i de acord prețul de 5.000 lei. Cum se juridice? Propune care e de ce? Am participat în exterioare la Băieț și la Comisia Vrat, știu ce se face așa. Deci așa motivul din teren aferent cu un vorbim de avide nu este. Deci este așa motivul. Vânzarea, cumpărarea terenului dintr-a bilan localității lor. Cu excepția locului de pământ de pe lângă casă. Costul 19.875 de lei soata. Deci e prețul este, se mulțesc cu bonitare de 60%, se mulțesc cu suprafață sau cu șarul în care trebuie. Și asta este, aproximativ, iese pământul ăsta 14.000 de la 15.000 de lei soata. Până la data viitoare, care fie, mulțumesc. Stimați consilieri, după... Domnul Ștefan. Atunci, stimați consilieri, poate că pentru membrii comisiei, eu nu știu dacă când ați discutat subiectul ăsta, când îmi consiliere, este regulamentul, cadrul care vizează anume obiectele care au fost privatizate sau au fost cumpărate. Când, până la urmă, cel care deține construcția, la sigur că are niște drepturi la terenul care este aferent, doar cât spun el, faci Dimitri clar, ca fiind să nu avem un litigiu de judecat. Pentru că persoana ei care este în proiectul de litigiu poate fi judecată conform necesității, solicită oamenii să facă de teren. E clar că în competența Consiliului, când m-am mai consultat careva specialist, dar anume a făcut Dimitri la regulamentul și pe toate normative. Dar cine este la curent, adică în privința la terenul ăsta, adică cine o studiat, să zicem... Și să pot tine la teren. Nu noi, voi cărbați. Nu sigur, dar cum? Așa spun, nu noi. Păi da, nu, nu, nu. Noi, iar dumneavoastră. Nu, iar dumneavoastră. Tot de vieșire. Păi da, cum ne legim? Nu ați putut să spun, nu există teren la teren. Așa ceva nu există. Există. Oameni care creează teren la teren. Domnul Ionaș, întreabă inginerul cadastral. Este teren la teren? Vreți și nu la teren la teren? Nu, unde arată? Nu știu nici ceva. Dar v-am spus că... Deci cine este în vânzare, scumpărare, presvingii, construcție, terena, cu normativul terena prin construcții. Și este pus preț acolo. Și aici stai. Așa e? Dar e preț. Eu știu că cum s-au vândut și chirpișnii cu nea. Așa e, 95 și ceva. Acolo trebuie, da, a dus ceva. Da. Nu știu ăsta chirpișnii. Domnul Ionescu, ce s-a venit aici? Uite-mă, terenul. Dar nu mi-a arătat, mă, că s-a venit aici. Terena, terenul, terenul, terenul. Domnul Ionescu. Ce spune legea? Domnul Andrei, este legea privind prețul normativ și vânzarea pământului. Acum este formul. Nu pot să spun, am mai atât costă. Nu, nu, nu pot. Și calculează, spune-te. Până la viitoare. Domnul Andrei. Da. Aici e.
Pământul este doar ta. Da, el a cumpărat. Și nu știu de aia, da, și poarta, acolo. Pur și simplu, noi la Comisia Juridică am spus așa, nu ridic mâna pentru 200 de lei, aru, 22, 500 de lei, asta e, nu ridic mâna, lasă, dă-i judecată, să-i al dă-i judecată, dar eu nu ridic mâna pentru așa bani.